14 persoane bănuite de trafic de țigări au fost reținute după ce procurorii DIICOT au făcut ieri peste 150 de percheziții. Este vorba despre un dosar de contrabandă deschis la nivel internațional. Până acum, 10 de persoane au fost duse la audieri. Cel considerat capul rețelei, Cosmin Mladin, a reușit să fugă cu 2 ore înainte de descinderile trupelor speciale. El a fost văzut ultima dată în timp ce încărca mai multe sacoșe într-un autoturism, apoi s-a făcut nevăzut. Anchetatorii cred că din rețeaua de contrabandă de țigări ar face parte și mai mulți polițiști, care l-ar fi avertizat pe Mladin în legătură cu acțiunile procurorilor.